Acum să începem câteva cântece. Deci, domnule profesor, vă rog să stați aici. În față. Oh.
Spunem Părintele Profesor, bun venit în parohia noastră. Părintele Ionuț Moldoveanu, profesor de istorie, va fi prezentat de domnul Stăriaș. Da. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Da, n-ar strica că eu sunt cam răgușit la răceala pe care o am. Profesor, că a acceptat cu toată dragostea, deschiderea și disponibilitatea
această invitație a noastră de curs acestei întâlniri în contextul în care este foarte răcit, este gripat. Aseară chiar am avut emoții că nu am reușit să vină astăzi, însă a depus tot efortul și pentru asta îl apreciem în mod deosebit încă o dată și mulțumim în mod special că este în seara aceasta aici cu noi, în mijlocul nostru. Îi dorim grav de sănătoșire și un spor sau un succes în întreaga activitate a Sfinției sale. Doamne ajută, bine ați venit! Mulțumesc foarte mult pentru invitația ce mi-ați făcut-o, Părinte Paroh Lilu Pompilu, ne cunoaștem de foarte multă vreme, suntem într-o apropiere de mulți ani, domnul Gomboș de asemenea mă știe de mult timp și îl cunosc și eu de asemenea de mult timp, suntem destul de apropiați încât să nu pot refuza o astfel de invitație, mai ales într-o parohie în care activitatea misionară este una cu totul și cu totul specială și asta o știe toată lumea. Am să încerc să nu vă țin foarte mult. Despre ce o să vreau eu să vă vorbesc astăzi, și anume despre, așa cum a anunțat domnul Stelian Gomboș, implicarea bisericii. Mi-am intitulat excursul, m-am gândit să vă vorbesc despre încercările de unire națională și implicarea bisericii sau rolul bisericii în acestea. Pentru că noi în anul acesta prăznuim în mod special unitatea de credință și unitatea de neam, e foarte important de sugerat aici că este de credință mai întâi și apoi de neam și vom vedea că unitatea de neam vine în urma unității de credință, pentru că dacă ne punem problema cum se articulează, ce conturează, ce dă unitate unui neam, limba, în primul rând, dar mai un al doilea lucru, credința. Chiar dacă o să spuneți acum, dar sunt popoare care au credințe diferite, bun, ăsta este un artificiu al istoriei, sunt prefaceri de sute de ani. Însă ce este important, ce este interesant, chiar azi citeam o carte a foarte cunoscutului istoric Lucian Boia, se numește În jurul Marii Uniri de la 1918, mă rog, lucruri foarte interesante, dar cu care nu pot fi de acord, nu pot fi de acord cu tot ceea ce spune acolo. E un istoric foarte interesant, are opinii bune, dar sunt anumite chestiuni care sunt foarte atacabile sau sunt la nivel de eseu, de pură opinie personală, fără să fie argumentate întotdeauna. Ba mai mult se ajunge până la să spune că Moldova nu și-a dorit unirea, ba nici Transilvania, și chiar a apărut o carte cu 2 ani în urmă că nici Transilvania și transilvanenii n-au dorit așa ceva. Ba, au dorit transilvanenii și sunt dovezi foarte multe, și-a dorit Biserica Ortodoxă și-a dorit și Biserica Greco-Catolică unirea. Cu toată forța au dorit lucrul ăsta. Ceea ce va face să vedem în 1918 discursurile înflăcărătoare ale lui Miron Cristea, atunci episcop al Caransebeșului, viitor patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, dar și al lui Iuliu Hosu, celebru personaj al lumii greco-catolice, al Bisericii Greco-Catolice, discursuri extrem de înflăcărătoare, care aveau, veneau din această rațiune și de acest gând și sentiment foarte curat al dorinței de unire a românilor de pretutindeni. Ori aici putem detalia, pentru că, vă spuneam, mi-am dorit să vă pun în față, unii dintre dumneavoastră poate cunoașteți, înțeleg că sunteți aici și profesori, sunteți și tineri, eu o să încerc să povestesc de așa manieră încât să fie digerabilă informația pe care vă voi da-o astăzi și pentru copiii pe care îi avem aici. De ce? Este, se pune întrebarea, de ce trebuie să articulăm, de ce să accentuăm de atâtea ori faptele istorice prin care noi am trecut? Au fost unele importante, altele mai puțin importante, dar de ce este necesar? Biserica lucrează întotdeauna cu memoria. Noi tocmai am trecut de Sâmbăta Morților. Ce înseamnă asta? Memoria față de cei adormiți. Deci biserica își aduce aminte întotdeauna de sfinții ei, de personajele importante, de oameni care au avut un anume rol în istoria ei.
nu uită pe nimeni, pe absolut nimeni. Ori, istoria este un apanaj al bisericii întotdeauna, de aceea mi-am propus să vorbesc azi despre încercările de unire și despre rolul bisericii în acestea, pentru că biserica nu a lipsit niciodată din ceea ce înseamnă aceste evenimente istorice. De ce încercări de unire? Pentru că vorbim, anul ăsta noi vorbim doar de unirea cea mare de la 1918. Trebuie să vă spun un lucru. Este foarte elaborată această unire de la 1918. Nu cred că poate fi doar o părere personală, ci o voi justifica acum prin anumite gesturi istorice documentate. Adică unirea cea mare vine după un preambul, după o pregătire foarte minuțioasă, foarte minuțioasă. Și o să vă redau de pildă, o să încep prin a vă reda o scrisoare a unui maghiar în 1911, ca să vedeți cât de mult se ticluise unirea. N-a fost un produs, spune domnul Boia, a fost un produs al întâmplării, un noroc. Un noroc, dar au fost și oameni care au știut să-și facă norocul ăsta. Aici e problema. Că și azi am putea să avem noroc, dar n-avem oamenii cu care să avem noroc. Ce spune, o să-mi permiteți, cred că în 3 minute, dacă nu o să obosesc, încerc să fiu foarte expeditiv, doar să vă conturez ce însemna ideea de nație. Și o să o vedem, pentru că se spune că la Mihai Viteazul, de pildă, când a unit cele trei principate, n-a fost conștiință națională. Da, n-a primat conștiința națională, dar exista conștiință națională. Și o spun scrisorii ungurești și cronici ungurești, da, asta și să pot cita. Exista conștiința că atunci când a intrat Mihai Viteazul în Ardeal după Schellenberg și se instituise puterea valahă la Alba Iulia, un cronicar care îl lăuda pe Mihai Viteazul ca posibilul principe care ar putea ocupa Constantinopolul, lăuda foarte mult. Ce spunea acolo? Că nația românească îl așteptase pentru că știau că a venit unul de ai lor. Păi asta e conștiință națională, adică să știi că îți vine de peste munți unul de al tău, nu era un străin. Deci e conștiință națională, nu putem să o negăm. Dar Mihai Viteazul, e adevărat, avea calcule politice. El știa că acolo sunt nație românească și în Transilvania și în Moldova. Dar avea anumite calcule politice. Și ca să vedeți cum s-a pregătit această conștiință națională, iată deci în 1911, ce scrie la 4 septembrie un scriitor și arhitect ardelean de origine bănățeană, Chioș Caroli se numește, din Timișoara, un articol foarte interesant la vremea respectivă, se spune aici, extrem de prost primit de către elita maghiară a momentului și haideți să vedem de ce. Zice el acolo, mult stimate domnule redactor, în 1911, dacă aș fi fost preot maghiar în Transilvania, atunci eu aș fi ales contextul predicii mele de duminica trecută dintre psalmii lui David. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea. La psalmi 3:2. Pentru că eu am văzut adunarea Astra și aș vrea să vă povestesc poporului meu maghiar ardelean despre zilele de la Blaj. Am văzut acea sărbătoare și știu că ea a fost victoria românilor ardeleni asupra noastră. Era momentul în care se pregăteau de așa ceva. Înainte de 1911 se pregătea acest fapt. Deci nu e o întâmplare și nu s-a întâmplat bătând din degete, gata, a fost un noroc, s-a terminat războiul și a fost facil pentru noi cum s-a terminat, adică ne-a croit condițiile pentru a ne uni, nu i-a fusese pregătită. Și zice, am văzut acea sărbătoare și știu că ea a fost victoria românilor ardeleni asupra noastră. Aș vorbi poporului meu despre dușmanii noștri, dar nu i-aș sudui și nu aș subaprecia munca lor, pentru că am văzut la Blaj adunându-se 6.000 de domni și doamne din națiunea românească la oaltă cu prelați, învățători, moșieri, avocați și deputați, predicatori și dascăli săraci, meșteșugari, negustori și oameni de rând, o întreagă societate. Toți acești oameni diferiți s-au adunat acolo, duși de entuziasm din propria lor voință, nu pentru a bea, nu pentru a face chef, ci pentru a se exalta și pentru a învăța, pentru a-și asculta conducătorii, pentru ca, gravând spusele acestora în inimile lor, să se poată întoarce la cei rămași acasă, ducând cu ei un nou elan și noi gânduri naționale pentru următorii 10 ani. Oamenii ăștia făceau proiecte pe 10 ani. Nu e așa cum schimbăm noi legile acum, într-o noapte. Noi, ungurii, nu putem să le urmăm exemplu.
Noi ardelenii suntem deja obosiți, iar opinia publică din Ungaria nu se interesează de soarta națiunii maghiare, ceea ce interesează acum pe ei dacă ziarele care trăiesc din defăimare pot sau nu împroșca liber noroiul sub egida sfințenii libertății presei. În fine, închei aici și aș mai putea continua totuși cu ce zice el, am văzut acolo ce, o armată națională. Această adunare nu mai e hoarda lui Iancu sau a lui Axente Sever. Aceasta nu ne va ataca cu coase și cu tunuri de lemn și nu se vor mai înrola între aservitorii Vienei. Aceștia au ajuns o națiune care s-a înarmat cu munca conștiincioasă, bani și cultură. Aceasta este a doua învățătură. Iată ce spune un învățat la vremea respectivă maghiar. Scrisoarea e mult mai lungă, dar am vrut să evidențiez acest aspect al faptului că ideea de națiune era foarte prezentă până și în rândul acelora care nu ne-au fost foarte prieteni. Deci erau foarte conștienți că acolo era românism din toate timpurile. Chiar dacă istoria, să spunem, austro-ungară încerca să sonege contrar evidențelor de foarte multe ori. Zic ei, când au venit ei, ungurii, la 896, au găsit în câmpia panonică și dincolo de râu, de Tisa, spațiu gol, pentru că românii plecaseră de multă vreme și au găsit țara goală acolo. E o aberație istorică, evident, care a fost contrazisă de documente care se învață și în școala generală astăzi la orele de istoria României. Documente foarte importante care dovedesc și atestează prezență românească continuă în spațiu transilvan de cel puțin 2000 de ani și nu mai discutăm această chestiune. Deci aceasta făcea ca ideea aceasta și vedeți că până și sub Mihai Viteazul se evidențiază, acum vine Nicolae Bălcescu și pentru a articula o ideologie pentru 1848, ideologia pașoptistă, ce însemna? Este încă un moment, este, chiar dacă nu le iau în ordine, dar o să înțelegeți de ce le iau așa pe sărite, pentru că ele se vor lega la sfârșit una de, cele, de cealaltă. 1848 venea și ea ca încercare de unire. Nu s-a putut duce la capăt, pentru că erau condițiile istorice care nu permiteau. Dar ce scrie el? Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul era cea mai importantă conturare ideologică în lumea respectivă, în societatea respectivă, ca să înțeleagă omul de atunci că pentru unire e bine să ne întoarcem, să apelăm la memorie. Ce spuneam? Biserica lucrează cu memoria și pentru că oamenii ăștia erau foarte atașați de biserică la urma urmei, adică nu se poate nega oamenilor la vremea respectivă într-o societate chiar care ieșise din fanariotism, dar nu se poate nega atașamentul față de biserică. Secularismul avea să apară mult mai târziu, în secolul XIX, este adevărat, da, cu 1848, dar ei sunt conștienți că fără biserică nu se poate face mare lucru. Și o să-i vedem angajați pe oamenii bisericii, nu întâmplător, la ședințele de divan ad hoc și mai apoi mai târziu, dar la divanele ad hoc din vremea lui Cuza, înaintea, cu puțin de alegerea lui Cuza și la 1859 și când s-a înfăptuit această alegere prin numirea unui singur domn, cine erau președinții de divane ad hoc, adică ceea ce am numit astăzi Senat, da, sau Parlamentul României, erau mitropoliții țărilor. Și nu e întâmplător acest lucru. Adică mitropoliții aveau atâta rigoare și aveau atâta respect din partea societății, indiferent din cine era alcătuită societatea, încât au trebuit să țină cont de aceste dorințe populare de a pune acolo oameni ai bisericii, adică pe cei mai reprezentativi oameni ai bisericii la vremea respectivă. Da, ca să ne întoarcem deci încă o dată, da, conștiință națională, ziceam că vom detalia puțin ideea de conștiință națională și încercări de unire. O primă încercare de unire ar putea să o constituie aceasta a lui Mihai Viteazu. Da? Spuneam că este o unire, nu putea să fie desăvârșită pentru că nu permiteau puterile din jurul nostru, eram înconjurați la vremea respectivă, deci de putere habsburgică în vest, centrul Europei, la nord era regatul Polon, foarte marele regat și puternic regat Polon și turcii care nu stăteau cu mâna în sân, erau la vremea respectivă, chiar dacă după secolul XVI, după Soliman Magnificul, puterea turcească a început să decadă, însă nu era cazul acum, 1601, anii la care ne referim noi, nu era încă cazul, turcii erau foarte puternici, erau foarte stăpâni, chiar și în vremea lui Brâncoveanu, nimeni nu putea, chiar dacă mai târziu aveam să auzim expresia despre turci ca despre marele bolnav al Europei, chiar și în aceste condiții, cu turcii nu se putea pune nimeni. Deci trebuia Mihai Viteazul să facă un joc diplomatic care a fost
astăzi se predă în academiile militare, trebuie să vă spun. Dacă se predau strategii militare, sunt de la Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu. Acest personaj teribil, Mihai Viteazu, numit și de dușman Viteazu, bineînțeles, apare în cronici sub acest nume de Viteazul, în cronicile noastre, cronica Cantacuzinilor, cu numele de Viteazul, dar și dușmanii l-au numit asemenea, pentru că se știa că este un om de o competență rar întâlnită între ale diplomației și a reușit să țină imperiile în șah la vremea respectivă, pentru că el imediat după ce s-a instalat în domnie în 1593-94 a întrerupt relația cu Istanbulul. Un gest d-un curaj nebun, am putea să spunem astăzi. Dar pașii lui erau foarte calculați. Se întâmplă Marea Unire cum anume? Și într-adevăr, vorbeam de calcul politic. La Mihai Viteazu a fost un calcul politic, dar susținut și de conștiința națională. De ce anume? La curtea lui Mihai Viteazu, pe lângă mitropolitul care era unul dintre personajele cheie în administrația domnească, în divanul domnesc, el deținea locul de frunte în divanul domnesc întotdeauna, dar la curtea domnilor români s-au aciuiat întotdeauna și alte personaje venite din Orient, și anume mitropoliți care nu mai aveau eparhii din zona Asiei Mici sau chiar din Bulgaria. Și găsim, vom găsi aici, de pildă vom găsi la Iași, în momentul în care la 2 iunie se proclamă unirea Moldovei cu restul, cu celelalte două principate, cine făcea parte din această adunare care proclamă unirea? Păi adunarea aceea era un sinod format doar din ierarhi care erau veniți din lumea orientală. Aici își găsiseră sălașul, pentru că căzuse Constantinopolul, nu mai aveau ce face pe la ei pe acasă și își găseau un foarte bun sprijin în domniile românești, fie în Moldova, fie în țara românească. Drept pentru care o să găsim foarte prezent și ca personaj diplomatic pe un ierarh care se numea, era un Cantacuzin, deci unul din familia Cantacuzino, de numele acesta cunoașteți, aveți cunoștință, mai ales celor tineri, mă adresez acum, e un nume foarte prezent în istoria românească, are o istorie de cel puțin 1000 de ani, această familie Cantacuzino. Mulți se revendică și azi, sunt oameni în viață care se revendică ca fiind, făcând parte din această familie Cantacuzino, cu ramuri împrăștiate în toată lumea astăzi. O familie veche, imperială, bizantină, care a dat, iată, a dat roade și la noi în țară. Acest personaj era mitropolitul de Târnovo, la vremea respectivă Târnovo fusese capitala Bulgariei, căzuse, o să auziți la orele de istorie, în 1393 căzuse sub turci. Se desfințase patriarhia de acolo. Dar totuși la Constantinopol erau numiți ierarhi în continuare, păstrând această memorie a locurilor care fusese ortodoxe. Și au rămas ortodoxe, Bulgaria e ortodoxă și azi, dar se păstra această memorie și se păstrează. Patriarhul nostru se numește locțitor de Cezarea Capadociei. Deci este locul 2 în ierarhia constantinopolitană, sinodul ecumenic. Locul 2, foarte multă vreme a fost păstrat ca loc 2 această funcție de mitropolit de Cezarea Capadociei, unde fusese cine episcop în secolul IV? Sfântul Vasile cel Mare. Deci pentru noi este o mare cinste să avem în titulatura patriarhului nostru un astfel de titlu. E bine, așa se întâmpla și atunci. Episcop, mitropolit de Târnovo, deși Târnovo nu mai exista ca entitate ecleziastică, era acest Dionisie Ralis, un cantacuzin. El vine la curtea lui Mihai Viteazu, atras probabil și de faptul că însuși Mihai Viteazu părea a fi un cantacuzin. El ajunge alminter la putere în 1593 prin manevrele politice. Așa era la vremea respectivă, trebuia să te bași pe sub pielea sultanului și trebuia să și plătești destule pungi de aur ca să câștigi această încredere, să te poată pune domn pe tronul țării românești. Mihai Viteazu reușește prin manevrele unui Andronic Cantacuzino, care era un foarte mare finanțist, am putea să spunem noi astăzi într-un termen modern, inginer financiar. Se pricepea foarte bine la afaceri, inginerii financiare, și făcea bani în favoarea sultanilor întotdeauna. Acest om care avea un foarte puternic cuvânt la Constantinopol, la Istanbul, a reușit să determine pe sultan, să determine la sultan numirea acestui Mihai Viteazu. Numai că Mihai Viteazu, știți că după
ce au venit creditorii să ceară banii, pentru că el se creditase la, făcuse credit la Constantinopol, i-a chemat la Târgoviște, le-a dat să mănânce și să bea și le-a dat foc după aia, ceea ce a cutremurat până și Istanbulul. Dar a dat un semnal în felul acesta că țara nu se supune așa oricui și oricum. Imediat în mod următor, ca să realizeze, pentru că trebuia făcută, realizată o politică în mai mulți pași. Deci în 1593 întrerupe relațiile cu turcii, lucru foarte periculos. Turcii încep să se pregătească asidu să invadeze țara românească. Pentru asta îi trebuiau, Mihai Viteazul trebuia să negocieze cu puterile care erau creștine, adică cu partea habsburgică, cu centrul la Praga, împăratul de acolo, cu Ardealul, care avea deja un principe pe Sigismund Bathory, un principe foarte, foarte alunecos, foarte șerpuitor și foarte instabil politic. A avut vreo 5 domnii, pentru că ba renunța, ba revenea la putere, ba renunța, ba venea la putere, era foarte instabil politic. De acestuia n-a avut încotro, a trebuit să îi se supună și a încheiat un tratat, nu l-a dorit, nu trebuia să fie așa, dar comisia trimisă de Mihai Viteazu la Alba Iulia să încheie tratatul cu Sigismund Bathory, această comisie n-a respectat întru tot ordinele lui Mihai Viteazu și până la urmă a închinat țara. Deci țara românească a fost închinată Ardealului, un lucru care l-a deranjat foarte mult, dar avea să o plătească mai târziu această umilință. Drept pentru care, asta se întâmpla în 1395, în fruntea acestei comisii trimise acolo, era chiar mitropolitul țării, Eftimie, ce vă spuneam, mitropolitul întotdeauna nu era doar capul divanului, era și șeful diplomației acolo, pentru că mitropoliții erau cei mai cultivați, oameni care cunoșteau limbi străine, editau cărți, erau cei mai cultivați oameni, cei mai mari cărturari ai timpului lor. Ori nu puteai trimite chiar pe oricine, deci trebuia să ai un om pregătit care să facă diplomație. Dar mitropolitul reușește totuși în compensație să obțină în tratat ce anume independența bisericii românești. Și anume că ce? Că mitropolitul de Ardeal să fie în continuare uns la, la București sau la Târgoviște, după caz. Urma Bucureștiul avea să fie mai târziu să devină capitală, chiar dacă la București, chiar la 1600, Mihai Viteazu își făcuse deja sediu acolo și să nu uităm că Biserica Mihai Vodă nu-i făcută întâmplător, nu la Târgoviște, e făcută la București. Deci dădea semnalul că Bucureștiul avea să fie un centru important în continuare. Deci Bucureștiul ajunge mai târziu ca mitropolie, dar el funcționa ca centru administrativ încă de foarte multă vreme. De aceea se pendula și Brâncoveanu, pendula între Târgoviște și București. Nu aici e problema. Dar după ce se întâmplă toate aceste lucruri, deci își asigură un spate oarecare, în 1599, în octombrie, Mihai Viteazu reușește să ocupe Transilvania. Vă spuneam că a plătit-o cu vârf și îndesat lui Sigismund Bathory, dar la vremea respectivă era vărul lui Andrei Bathory, un cardinal catolic, preluase puterea pentru că Sigismund renunțase la putere, vă spusesem deja, era foarte fluctuant în opiniile sale, în atitudinile sale politice și când simțea că nu poate face față, se retrăgea. La momentul acela, în 1599, după victoria de la Schellenberg, Mihai Viteazu intră în Transilvania, deci calculul lui a fost de următoarea natură. Vă relatasem că lângă el avea să trăiască acest personaj Dionisie Ralis, Cantacuzino. Ce face Dionisie Ralis ca să alimenteze toată această acțiune politică a lui Mihai Viteazu? Păi el se duce, tot așa ca om foarte cărturar ce se afla și foarte de încredere, se pare chiar duhovnic pentru Mihai Viteazu, este trimis de Marele Domn, este trimis în zonele balcanice la greci, sârbi, albanezi, bulgari. Acolo, mă iertați, fierbea revoluția, fierbea acest spirit foarte revoluționar și sârbii s-ar fi dorit eliberați, să nu uităm că suntem într-o epocă în care turcii erau stăpâni în toți Balcanii, singurele țări cu autonomie, chiar dacă relativă, erau țările române. Atât. În rest, nu exista nimic altceva, toate erau sub talpă turcească. Deveniseră colonii turcești de-a dreptul, cu moschei făcute acolo, cu minarete, cu tot ce trebuie. Acum, dacă străbate și Macedonia, și Serbia, și Bulgaria, găsiți acele mici moschei făcute de turci pe vremuri, pentru că asta era regula islamului, acolo unde ocupă, să-și construiască aceste moschei. În țările române, tratatele încheiate
cu țările române, prevedeau ținerea departe a acestui tip de politică a turcilor față de țările române. De aceea nu există moschei la noi. N-au fost, pentru că domnii au avut această grijă teribilă. Noi facem o mare încălcare a memoriei lor atunci când și măcar pomenim că vrem să facem moschee la București. Deci terfelim și memoria lui Mihai Viteazu și a lui Brâncoveanu și a altor la rând. Drept pentru care, deci Dionisie Radu se duce și încheie, are o corespondență secretă cu capii a ceea ce putea să, capii a ceea ce putea să se constituie într-o revoltă, într-o mișcare de răscoală în Serbia, Bulgaria, Grecia, Albania, toate popoare ocupate. Și vine cu promisiunea și cu scrisori la Mihai Viteazu, scrisorile acestor capi, posibil capi de răscoală din aceste, toate aceste țări, în care îi promit că dacă Mihai Viteazu va cuceri Sardica, adică Sofia de astăzi, Sofia capitala Bulgariei, spunea următorul lucru: noi ne vom alătura acestei oști mari și avem foarte multă lume. Vă imaginați că toate popoarele astea se doreau dezrobite, aveau și potențial uman, puteau să se alăture, dar le trebuia scânteia, le trebuia conducătorul, nu-l aveau. Dacă va ajunge la Sofia, ei se vor pune sub sabia lui și vor merge mai departe până la Constantinopol. Deci era visul balcanilor să dezrobească, să scoată de sub turci lumea balcanică. Lui Mihai Viteazu, ca om politic ce s-a aflat de mare calitate, nu a putut să nu-i surâdă acest lucru. N-a putut să nu-i surâdă ce anume ideea înlăturării turcilor din toți Balcanii și refacerii împărăției care fusese a Bizanțului altădată. Ba mai mult, îl încântaseră toți acești capi că l-ar vedea, și sunt și niște balade grecești pe tema asta, trebuie să vă spun, e un poet Stavrinos, în epocă, care scrie balade admirative la adresa, la mulțumesc mult. Scrie niște balade, niște poezii foarte interesante la adresa lui Mihai Viteazu, adică percepția lui în lumea balcanică a fost una fenomenală și îl vedeau deja împărat la Constantinopol. El nu face dintr-o mândrie că se vroia conducător, cum se întâmplă azi în politică, vreau să ajung și eu undeva în Parlament sau nu știu unde, ca să fac ce-mi taie capul. Nu, ideea era una foarte clară de eliberare a popoarelor ortodoxe din Balcani, care trăiau într-o mizerie teribilă, sub o ocupație groaznică, foarte agresivă a turcilor, de altă religie, care atunci când se supărau, exterminau ortodoxi fără niciun fel de regret. Mihai Viteazu este cumva atras de această idee că ar putea să-i dea pe turci la o parte din Balcani, să-i împingă în Asia înapoi, și atunci ce gândește că ar fi trebuit făcut? Să unească cele trei principate, în felul acesta punându-și la dispoziție forța militară. Și aici trebuie să vă spun că dacă citiți tratatele de istorie militară, sunt tratate de istorie militară la Academia Militară, cine are acces la bibliotecă să pot citi, dar s-au scris și în epoca Ceaușescu și acum tratate de istorie militară foarte interesante, spun chiar și cronicarii străini, există de asemenea o colecție masivă de volume, Călători străini prin țările române se numește, o mare autoare, Maria Holban, Dumnezeu să o ierte, care a pus la dispoziție texte ale călătorilor străini prin țările române de-a lungul secolelor. Și ce spuneau despre români? Românii sunt militari de neîntrecut. Rămăseseră ei cu treaba asta. Le plăcuseră străinătății, plăcuse ceea ce făcuse Ștefan cel Mare, ceea ce făcuse Bun Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, erau personaje oarecum contemporane. Ce era de la 1453, de la căderea Constantinopolului, la 1600, nu era foarte mult la nivelul istoriei. 150 de ani nu înseamnă foarte mult decât la nivelul unei vieți umane, dar la nivelul istoriei înseamnă foarte puțin. Conștiința și memoria funcționează foarte bine în istorie și își aminteau foarte bine de aceste personaje extraordinare. Să ne amintim că Papa îl felicita pe Ștefan cel Mare după victoria de la Podul Înalt. Învinsese pe un Mahomet care nu fusese învins de nimeni niciodată până la moartea sa. Ori în cronicile turcești știți că nici nu se pomenește de această victorie, era interzis să se vorbească de această pierdere uriașă pe care Ștefan cel Mare le-o produsese turcilor după victoria de la Vaslui, de la Podul Înalt la 1475. Și atunci ce face Papa? Vine și îl felicită. E acea celebră expresie, atlet al credinței lui Hristos, așa îl denumește pe Ștefan cel Mare. La fel aveau să-l admire și pe Mihai Viteazu.
au încercat și au existat tratate, tratative, în sensul acesta, toată lumea știe că ideea de cruciadă anti-otomană s-a croit în Occident. Și era nevoie de un personaj care să conducă o astfel de cruciadă. Dar mândria occidentală a făcut, ca și în cazul lui Mircea cel Bătrân, care le-a spus occidentalilor la cruciada de la Varna, eu știu cum luptă Turcia, atenție că dacă nu facem așa o să pierdeți. Și așa a fost zdrobitoare acea victoria turcilor împotriva cruciaților, se știe foarte bine. Sunt și romane care vorbesc despre treaba asta, foarte frumoase romane, din Tilă Corbu, căderea Constantinopolului, foarte grozavă informații acolo. E bine, așa s-a întâmplat și aici. Mândria a făcut să nu lase pe Mihai Viteazul să devină un potențial conducător al cruciadei. Ce era? Un valah, un cioban, în concepția occidentală. Cum să vină ciobanul ăsta să conducă el o mișcare cruciată împotriva turcilor? Și atunci au fost tot felul de mișcări politice. Mihai Viteazul, este adevărat, reușește să ocupe Ardealul. Din păcate, nu reușește să-l țină foarte mult. Reușește să intre în Moldova. Acolo întâmpină oarece opoziție din partea boierilor locali, chiar dacă familia domnitoare, după ce Ieremia Movile era domn la vremea respectivă, se refugiază în Polonia. Domnii aveau proprietăți în Polonia și aveau grade nobiliare în Polonia, așa cum domnii valahi aveau grade nobiliare și proprietăți în Transilvania. Ieremia Movilă fuge cu tot staful lui în Polonia, inclusiv cu episcopii și cu mitropolitul, mitropolitul fiind vărul său, și vine Mihai Viteazu, cucerește Moldova, din păcate nu poate ține decât pentru 3 luni, pentru că în Transilvania se declanșase mișcarea împotriva lui Mihai Viteazu, a trebuit în septembrie să se ducă înapoi în Transilvania, dar n-a mai putut face nimic pentru că era abandonat. Să nu uităm, Mihai Viteazu lucra cu mercenari. Mercenarii te lăsau când ți-era lumea mai dragă, erau oameni plătiți. Dacă aveai bani să-i plătești, te susțineau, mergeai cu ei la treabă. Dacă nu, se întâmpla că nu făceai prea multă treabă. Însă, trecând peste toate acestea, a fost deci o încercare de unire, și încercarea de unire vine, pe de o parte, dintr-un calcul politic care are, vedeți ce anume la bază, credința, asigurarea faptului de libertatea credinței, că sub turc nu era libertatea credinței. Ori asta este ceea ce îl încântă pe Mihai Viteazu, să scape de turci din Europa, să asigure o libertate a credinței ortodoxe într-o zonă care fusese atât de înfloritoare altădată, ce fusese Bulgaria, Constantinopolul, Serbia, ce minunății produsese ortodoxia în aceste vremuri. E bine, n-a reușit, din păcate, soarta i-a fost nefastă, o conspirație a dus la uciderea lui, cum deja cunoaștem, în august 1601, își pierde capul, este ucis mișelește, și ideea de unire avea să rămână de aici înainte în memorie, întotdeauna în memoria românilor. Așa încât îl vedem în 1848, da, aici trebuie să spunem, pentru că toți suntem în această perioadă evmedievală, că noi avem o unitate spirituală al minterii, această unitate este articulată și prin unitatea noastră spirituală. Păi, cartea care se tipărește în limba română, și suntem singura țară ortodoxă care are carte în limba națională. Grecii au texte liturgice în greacă veche, nu le înțelege nimeni. Da, zic ca și cum mi s-ar vorbi nouă în dacică, în dacă. Dar cred că dacă ar fi fost mai de înțeles pentru noi astăzi, dacă am ști cum ar arătat această limbă. Slavii, bulgarii, rușii, sârbii au în limba slavă veche textele. Deci nu au în limba națională, dar ei mai înțeleg, slava o înțeleg. Ca să înveți slavă sau rusește, e bine să știi pe una din ele și atunci o descoperi și pe cealaltă foarte bine, deci seamănă. Dar la greci nu. Greaca veche e total diferită de greaca nouă. Oamenii în popor nu înțeleg. Deci să duc acolo să asculte muzică ca și cum eu ascult muzica arabească, dar nu înțeleg nimic. Ori românii au făcut acest efort, iată, de câte veacuri, începând de la Coresi, trecând prin Noul Testament de la Belgrad la 1648 a mitropolitului Ștefan, Biblia de la 1688, și nu mai arhiez decât momentele mari, foarte mari, pentru că de la Coresi încolo începe să se tipărească aproape doar în românește. Ori asta, vă spuneam, ce unește o nație, ce dă culoare unei națiuni, este
limba și credința. Exact asta s-a întâmplat. Limba exprimată sau credința exprimată în limbă. Ce erau primele cărți? Păi erau cărți de cult. Nu erau romane de dragoste. Erau cărți de cult. Credința exprimată în limbă. Asta a produs unitate. Cărțile astea au circulat. Uneori pe căi foarte ocolite, pentru că la granițele muntoase înspre Transilvania, transilvanenii de acolo, puterea calvină în general și catolică, căutau să nu lase să pătrundă carte românească, pentru că ei aveau interesul să rupă românismul, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Aici a fost marea minune a istoriei. Românii au rămas români până la capăt, n-au trecut la altă credință. Au rămas așa chinuiți cum au fost în Transilvania secole, au rămas la credința lor. Și atunci mitropolitul Varlam este știut, trimitea pe căi foarte ascunse cazania sa și s-au găsit aproape 400 de exemplare din cazania românească a lui Varlam, găsite prin podurile bisericilor de la 1643 încoace. Deci vă imaginați, erau eforturi teribile. Brâncoveanu trimitea carte, toți domnitorii trimiteau carte ortodoxă spre frații din Transilvania. Păi cum să nu se sudeze nația în cazul ăsta? Permiteți-mi să iau și ceva de așa, ca să mai întreg glasul. Așadar, e foarte important să înțelegem că nația s-a sudat nu doar datorită acestor încercări politice apărând, da, a fost importantă, foarte importantă această mișcare a lui Mihai Viteazu, dar nația s-a sudat în primul rând printr-o conturarea unei culturi unitare în toate granițele acestui pământ. Ori, ce vă spuneam, începusem prin a vă spune că procesul acesta a fost foarte elaborat și nu era unul care să înceapă la 1900, el a început de foarte multă vreme. Cronicarii din secolul 17 și apoi 18 vorbesc foarte explicit, introducerile de cărți liturgice. Ce fac introducerile? Articulează istoric ideea de unitate românească din toate cele trei principate. Păi asta nu trebuie să vină un istoric din 2018 să ne spună niște chestiuni care sunt exact invers. Deci ideea asta este foarte bine conturată și apare în toate textele culturale, cultivate, culte ale epocii respective. Nu întâmplător, atunci când apare epoca lui Nicolae Bălcescu la 1848, cum vă spuneam, memoria iarăși funcționează. Cine e personajul pe baza căruia urma să se fondeze noua ideologie a mișcării de unire? Păi Mihai Viteazu, că nu putea să fie altcineva. Adică la 1848, Nicolae Bălcescu ce scrie? O carte foarte importantă, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazu. Asta a fost cartea de căpătâia lui pentru a da publicului, iată, asta, ăștia suntem noi, asta trebuie să se întâmple, acolo trebuie să ne ducem noi, situația noastră trebuie să fie de unire. N-a putut să o facă în 48. S-a întâmplat peste câți ani? În 1859, 11 ani adunând, da? Deci de la 1848-59 înseamnă 11 ani. Repede, într-un deceniu, a prins contur această chestiune. Dar câtă vreme, iată câte secole durase prepararea acestei idei, care iată înfăptuită la 5 ianuarie, respectiv 24 ianuarie, prin alegerea unui singur domn. Și aici cu mari scandaluri politice, că nu s-a întâmplat nici aici foarte ușor, dar a fost o elită politică la vremea respectivă, care nu știu când va mai exista în România, nu știu. Mi-e teamă că nu o să prind, deși nu sunt foarte în vârstă. O elită politică care a văzut strict interesul țării și care au acționat doar în interesul țării, pentru că și atunci au fost, de pildă, domnii din Moldova, Teodor Balș, nu erau domni, erau locțitori de domni, se numeau caimacani, Teodor Balș și cu Nicolae Vogoride, erau antiunioniști, împotriva ideii de unire. De ce? Pentru că erau în spatele lor se aflau ambasadele Austriei, în special. Austria a fost întotdeauna împotriva ideii de unire. Nu convenea. Din motive economice. Se poate detalia foarte mult, dar nu voi insista asupra motivelor economice, sociale. Fiecare și avea interesul lui. Faptul că puteau să piardă niște colonii din care se alimentau aproape gratis. Vedeți așa cum se taie pădurile? Da, tot un fel de epocă de aia este. Acum, ideea este că toți aceștia și aveau propriile interese. Știți, țările mari, nu vă spun eu noutăți, națiile, țările mari n-au prieteni, ci doar interese. E foarte clar. Cine crede că vin
alții de afară mai puternici și o să ne mângâie pe creșteți, sunt șalamarnic. Interesul era cum pot să iei cât mai ieftin grâu de aici sau cum pot să iei câte bogății are țara asta și a avut. Se pare că nu se mai termină. Asta era interesul, drept pentru care nu exista o apetență către unire din partea mediilor politice străine. Și atunci, dintre aceștia, erau foarte mari influențe asupra caimacamilor Moldovei în general. În țara românească situația a fost diferită pentru că Alexandru Ghica de aici era unionist, caimacamul de țara românească. Dar noi ne-au fost într-adevăr favorizante și niște evenimente care se întâmplaseră după războiul Crimeei, care se încheie în 1856, se ajunge la un tratat de pace la Paris și acolo se pune problema pentru că lucrurile în Europa evoluau într-o direcție. Era foarte interesant de urmărit ce se întâmplă în Europa. De la 1860 avem unirea Italiei, regatelor Italiei. Încep mișcările de unire, deci nu era nici chiar foarte întâmplător. Lupta asta venea pe fondul unor alte încercări care deja se întâmplau, aveau să se întâmple, poate și după noi, în Europa. Deci este un duh de acesta de conturarea națiilor, de conturarea națiunilor, după limba pe care o vorbesc, după religiile lor și așa mai departe. Și aici au luptat ei foarte mult. În 1856 se conturează la tratatul de la Paris această alternativă de unire a celor două principate, speculată imediat de mediul politic românesc. În 1857 se instituie primele adunări ad hoc, adică primele parlamente din cele două țări, Iași și București. Din păcate, aceștia din Moldova, vogorite, falsifică alegerile, iată că nu e nimic nou sub soare, falsifică alegerile și se scandalizează toate mediile politice străine. Turcii anulează alegerile și în 1858 se fac alegeri foarte corecte, în așa fel încât președinții, vă spuneam cu puțin mai înainte, președinții de adunări ad hoc ajung cine? Mitropoliții unioniști din Moldova și țara românească, Sofronie Miclescu și Nifon în țara românească, Sofronie Miclescu în Moldova, care erau unioniști în sânge, aveau în genă ideea de unire. Păi cum să n-aibă biserica această idee? Era, de la ea pornea această idee. Și ar fi fost nenatural ca un mitropolit să fie împotriva ideii de unire. Tot mediul bisericesc la vremea respectivă militează pentru unire. A militat în scrieri. Există niște scrieri foarte frumoase despre unirea și foloasele ei, al lui Neofit Scriban. Sunt autori mari la vremea respectivă, directori de seminari, erau profesori mari, autori de prime manuale din teologia românească, care veneau să vorbească foarte bine și articulat despre foloasele unirii. Și se realizează această unire printr-un artificiu politic, în așa fel încât la 5 ianuarie divanul numește pe Cuza la Iași, domn, și la 24 ianuarie în țara românească îl numește pe același Cuza. Evident că n-a convenit nici turcilor, nici altora treaba asta. A fost o șmecherie politică românească fenomenală, dar nu m-am folosit țării. Era evident că eram folosul țării. N-au mai avut ce să facă. Chestiunea era moartă deja, încât Cuza a rămas principe pe perioada pe care o cunoaștem până la 1866 și începe să se contureze România modernă în felul ăsta. România modernă care la 1885 avea să capete autocefalie, deci biserica din aceste două principate se unește pe cale de consecință, e lucru pentru care militase de sute de ani, devine autocefală biserica și primul, următorul pas care urma să fie făcut era patriarhatul. Ori ca să ajungi la patriarhat trebuia să ai unitate națională. Și de aici a pornit ideea. Ca să avem patriarhat, ce facem? Păi unim toată țara. Și aici a fost lupta cea mare și o să închei, încerc să închei, că poate așa sunteți osteniți și dumneavoastră. În 1918 deja începusem cu această scrisoare, deci 1911 lucrurile erau deja foarte bine ticluite, așa încât în 1915 Titulescu ce spune, marele Titulescu? Păi România nu poate exista fără Ardeal. Era o conștiință conturată în tot mediul politic și cultural al vremii respective. Ca să vii să-mi spui acum că Transilvania nu și-a dorit unirea, a fost o mare tulburare provocată de o carte a domnului Boia acum vreo 2 ani, tot așa, despre al doilea război mondial, al primul război mondial, și acum a apărut cu o altă carte în jurul Marii Uniri, că nu și-a dorit transilvanienii, nu și-au dorit unirea. Este o aberație, realmente, deci nu se poate susține pe nicio cale, nici documentară, nici sentimentală măcar. Este un lucru pe care l-au dorit. Lucrul acesta afirmă un istoric care s-a format și care preia de la Cluj. Mă rog, Boia da. A plecat de la Cluj.
În fine, da, mă opresc aici. Da, 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 bine, da. Nu, astea sunt... Da, eu dau niște nume pentru că lucrăm cu nume, noi istoricii lucrăm cu nume și vreau să spun că trebuie contrazise aceste aserțiuni astăzi. Avem datoria noi ca oameni ai bisericii și ca oamenii ai bisericii ortodoxe, nu oameni de biserică în sensul de cleric, ci fiecare dintre noi să fie niște apostoli. Dumneavoastră, după ce plecați duminica de la liturghie, duceți sămânța apostolatului Evangheliei mai departe. Ori noi trebuie să știm, nu poți să spui asta, sunt niște idei forță în istoria românească. Adică nu mitizăm totul, pentru că are dânsul o carte istorie și mit în conștiința națională. Istorie și mit în conștiința națională. Adică hai să vedem că multe s-ar putea să fie mituri, cu alte cuvinte. Hai, domnule, să fim serioși odată, să înțelegem lucrurile astea, pentru că nu pot să fie mituri niște idei forță. Ideea că Mihai Viteazul unește și iată ce vă spuneam, un ungur. Îmi pare rău că n-am adus textul cronicarului ungur, care vorbește extrem de laudativ la adresa lui Mihai Viteazul și care indică ideea că transilvănenii erau conștienți că sunt de același neam și limbă și sânge cu cei de la sudul Carpaților. Ori ce vrei mai mult la 1600? Pentru că se spune deseori că nu putem vorbi deocamdată, până la 1800 nu prea se poate vorbi de conștiință națională. Ea exista. Tot domnul Boia, într-o carte recentă, spune, cercetând arhive foarte serioase, eu apreciez foarte mult, e un tip foarte riguros, foarte, deci dincolo de... Da. De aia îl citez, genial, da, un bun scriitor. Zice, da, dacă stăm să analizăm ideea de minorități, păi la români se pare că chiar era majoritar în țara noastră, în Ungaria nu erau majoritari unguri, în Cehia nu erau majoritari cehi, la cum arătau atunci, înainte de unire, de conturarea națiilor, cum sunt ele acum ca țări, de pildă evrei, erau foarte numeroși în Europa, se știe. În Polonia erau foarte mulți evrei. Păi Hitler ce a făcut? Ce dezastru a produs cu Polonia? Da? Ori chestiunea asta cu ideea că nu putea să fie o unitate națională, păi era pentru că majoritatea a fost peste 80% românească în toate principatele. Aici este o chestiune cu care nu se împacă mulți. Ori nu poți să nu ai conștiință de unitate națională când tu ești majoritar acolo. Nu se poate să nu existe. Nu se poate. Este împotriva fir. Așa ceva. Deci orice scris meșteșugit și articulat în felul ăsta cade dacă stăm bine, dacă stăm strâmb și judecăm drept. Așa. Deci, și închei, vă spuneam, în 1918, ideea este că au vrut-o de ambele părți. Unirea s-a dorit, Titulescu spunea deja că fără Ardeal nu se poate. Este o acțiune fenomenală. Este trimis o comisie la Iași în 1916, guvernul se exilase la Iași pentru că fusese partea sudică ocupată de nemți și s-a retras guvernul la Iași. La Iași ia legătura cu ambasadele și cu toată lumea politică străină. Cine? Nicolae Bălan, marele profesor și marele mitropolit, viitor mitropolit, ia legătura și îi se dă ok-ul, îi se dă lumină verde pentru unire. Transmite lui Vasile Goldiș, după ce vai da voievod, o să vedem și mai târziu, hai să nu mă mai pierd în amănunte, transmite lui Vasile Goldiș, era în octombrie, în noiembrie, atenție, trebuie urgent să procedem la această acțiune. E momentul, s-a primit undă verde de la toate ambasadele. Păi nu întâmplător, președintele, că s-a și vorbit acum, cum a spionat dumneavoastră pe mine, au mai fost și alții chemați pe la diverse emisiuni și au spus că a fost un comunicat foarte interesant al președintelui Americii din 1918, Woodrow Wilson, vis-a-vis de unire și felicitau țările pentru unirea lor. Foarte interesant, deci americanii erau foarte prezenți atunci, chiar dacă, mă rog, a trebuit să vină războiul 2 mondial ca să se modernizeze ei foarte bine, dar au făcut-o rapid. Și atunci s-a produs unirea la Alba Iulia la 1 decembrie, de fapt pe câmpia lui Horea, în apropiere de Alba Iulia, unde se strânseseră 100.000 de români. Unde mai strânge azi 100.000 de români? 100.000 de români, vă imaginați, care erau acolo. Păi cu asta închei. Că exact ce spune omul ăsta, s-a adunat seră, nu să chefuiască și să bea. Erau animați de sentimentul național. Nu veneau așa de mulți. Erau atât de bucuroși că se unesc cu țara, cu restul țării, încât la 1 decembrie se împlinește un ideal de veacuri al românilor. După ce, să nu uităm, Basarabia în martie făcuse acest gest și Bucovina în noiembrie, în 27 noiembrie, cu 3 zile înainte de Marea Unire de la Alba Iulia.
o să mai auzim că nici Dobrogea nu prea avem istorie comună cu Dobrogea, tot pe acolo, prin cărțile astea. Ori aici trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că ne săpăm singur groapa. Noi suntem o nație veche pe pământul ăsta, suntem o nație cu o cultură extraordinară și nu degeaba v-am spus, singura nație ortodoxă cu cărți în limba ei în biserică. Deci de câte veacuri s-a întâmplat lucrul acesta, n-au putut și n-au avut curaj ceilalți, grecii, bulgarii, rușii, sârbii. Suntem singura nație și asta spune foarte mult. Chiar dacă ni se pare că suntem răi astăzi, într-adevăr, e un duh de răutate, este, dar noi ne adunăm în biserică tocmai pentru asta, să încercăm să ne îmbunăm noi și să schimbăm de aici încolo societatea. Pentru că, veți vedea, Dumnezeu va da semne, nu o să ne lasă mult așa, cu propovăduiri de tipul ăsta seculariste, cu homosexualitate și cu câte și mai câte. Nu o să ne lase mult așa. O să ne săturăm și o să se sature, de fapt, cei care le propovăduiesc, cum s-au săturat de comunism. Asta e. S-au săturat și au inventat altă formă de neomarxism acum. Deci se vor sătura tot ei, tot de acolo. Dar credinciosul creștin ortodox și-a păstrat calmul lui, a venit la biserica lui, el e conștient în continuare că e donație cu ăla de la Iași, cu ăla de la Chișinău, cu Șaș și cu cei de pe Valea Timocului, că tot români sunt și acolo. Vă spuneam că limba definește granițele unei țări. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și trebuie să fim conștienți de cultura proprie pentru care au luptat toți acești oameni, toate aceste mari personalități. Eu vă mulțumesc pentru atenție și răbdarea pe care ați avut-o. În timpul în care pomeneați de... Uite așa un buchet de flacuri, Nu te apropia de mine pe zrăcit și mulțumesc foarte mult. Da. Mă gândeam la un moment dat când Dumnezeu, în providența Lui și în toată dragostea Lui proneatoare, ne l-a dat în contrapartidă, dacă vreți, asigurând un echilibru, un contrabalans pe acest apostol și istoric deosebit, în persoana academicianului Ioan Aurel Popu, tot de la Cluj, rectorul Universității Bacău-Ciuclaia de la Cluj, care ne-a veșnic să ajungă aici, ne va ajuta părintele profesor Ioan Chirilă, președintele Senatului Universității de la Cluj, de la Facultatea de Teologie, să vină și vor veni de anumite împreună, vor veni acum noi aici. Duminica avem altă seară duminicească, la ora 18, nu uitați, cu părintele Vasile Ioan. Și acum să intrăm în partea de dialog sau dezbatere, de întrebări. Domnul profesor, vă rog. Părinte profesor, părinte paroh, aș vrea să-mi exprim deosebită bucurie și mulțumire pentru hrana spirituală și științifică pe care am primit-o astăzi de la dumneavoastră. Întărește acest lucru lucrarea bisericii noastre și parvodă, misionarismul ei care se dezvoltă pe două laturi. Latura duhovnicească de educare a noastră ca și creștini și de formare ca și bun creștin și latura culturală și de instruire în privința istoriei și a tuturor valorilor românești. Și aș vrea să fac o mică glumă. Cam pomenit, s-a pomenit aici un nume. Eu nu zic istoric. Că nu este istoric. Oameni buni, dragi creștini, domnule profesor, noi am mai avut asemenea istorici, credeți mele, pe rolă pe care îl dăm ca exemplu. Și nu mai pomenește istoriografia noastră. Așa că să nu fim prea tare supărați pe Domnul Voia. Eu i-am citit lucrarea pe care ați pomenit-o și am luat vreo două din stomacului. Aș vrea însă să spun și să vă rog că e nevoie ca să formăm pe cei care lucrează în școli, pentru că aici trebuie să profesorii de religie care trebuie să asculte asemenea
din subsăzit. Pentru că este foarte important și astăzi se discută și mai mult, până acum a fost mai puțin. Biserica și limba română sunt temelia unității naționale. Limba este tezaurul românilor, iar biserica a fost cea care a apărat limba, a dezvoltat limba română. Iar biserica a trăit limba. Am venit pregătit. Este un lucru extraordinar și preafericitul părinte Daniel, într-o conferință dată la de ziua culturii naționale, mi se pare 2016, insista pe această, pe acest lucru și cita pe sanctitatea sa Bartolomeu, privind miracolul poporului român și menținerea limbii și a ortodoxiei în această mare masă, pentru că noi facem parte din romanitatea răsăriteală. Și să nu uităm că a pomenit de rectorul de la Cluj, domnul profesor Pop, care spunea: în timp ce Europa era nicunerii legate de barbare, răsăritul Europa era de plinătate a culturii, într-o înflorire, era sub soarele Constantinopolului, care era capitala lumii din punct de vedere cultural și material. Ori Nicolae Iorga spune Bizanț, după Bizanț, despre noi spune foarte multe lucruri. Iată de ce trebuie să spunem că unitatea de credință, iar noi românii când am zis cuvântul mamă, tată, am zis Dumnezeu, Maica Domnului am zis. Pentru că odată cu limba noi ne-am format ca și creștini, popor creștin. Noi nu ne-am creștinat cum s-a făcut cu la unguri, cu Ștefan cel Sfânt sau cu Carol cel Mare. Noi am fost creștini și creștinismul ortodox, credința primordială, ne-a ținut mult. Și închei spunând că Nicolae Iorga a scris o carte extraordinară, Sate și preoți în Ardeal. Spunea că poporul este format în mare parte din sărat, cam 70%. Restul, în interiorul, procentul care a rămas, erau elitele. Cine forma elitele? Elita era formată din preoți și cântăreții din biserici. Ei au fost cei care au ținut unitatea de neam și conștiința națională. Preoții din tot spațiul Carpatului, la Bubeanu Ponte, au fost cei care au făcut proiectul național, adică Marea Comunitate, cu toate etapele pe care le-a pomenit. De aceea a zis părinte, părinte profesor universitar, e nevoie ca aceste idei pe care le-ați adus dumneavoastră și această temă fundamentală a istoriografiei noastre să fie adusă mai des în rândul și în acolo unde lumina, flacăra culturii și științei istorice este dată și dusă mai departe de dascălul noștri. Pentru că e mare nevoie să revedem modul cum predăm istoria noastră națională. Aceasta ar fi problema care am pus-o ridic și rugămintea. Noi facem și Părintele Dinu face tot posibilul prin conferințele acestea să ne deschidă mințile, inimile
să ne dea forța să luptăm, să arătăm lumii, așa cum ați spus dumneavoastră, că suntem a doua mare biserică ortodoxă din lumea aceasta, după Biserica Ortodoxă Rusă. Mulțumesc mult și încă o dată să vă dea Dumnezeu. Și dacă mai sunt întrebări, vă rugăm, da, cu curaj. Da? Haideți, poftiți. Poftiți. Voiam să fac o precizare la ce a spus relativ la conștiința unității de-a mea. A existat și înainte de Mihaiutea. De exemplu, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, pe lângă bine cunoscutele titorii din Moldova, a fost și în Transilvania și în țara română. Așa, care da. Se vorbește mai puțin. Așa. Dar după Mihaiutea lui Constantin Brâncovea. Sigur. Da. Dacă puteți să ne spune mai multe lucruri. Eu pot să vă spun multe, dar ar trebui să mai stăm. Iese și... din temă, da. Da, iese din temă. Putem vorbi foarte mult, dar iese din temă. Da. Da. Cu siguranță o să ne mai putem întâlni, da, de bună seamă. Ștefan cel Mare a întemeiat o mitropolie, Mitropolia Vadului. Actuala Mitropolia Clujului este moștenitoarea Mitropoliei Vadului din Transilvania. Tot așa, Ștefan cel Mare, trebuie să vă spun, dacă vreți să vorbim de încercări de unire, că a ocupat țara românească. Este prima unire, dar interesul era altul. Atunci era o mișcare politică a lui. În fine, ne-am lungit foarte mult, deci sunt multe de spus. Altă dată, probabil că vom avea vreme. Părinte profesor, vă mulțumim foarte mult pentru cuvintele pe care le-ați spus la subiect. Mulțumim și domnului profesor pentru faptul că ne ține grijă de întrebările pe care le pune. Vă doresc succes în activitatea pe care o desfășurați și în activitatea pe care la subiect. Biserica noastră și un album să fie primit. De artă, ca să întreprețuire pentru frumoasa prezentare. Mulțumesc, da. Și mai ales pentru frumoasa prestație din sala aceasta. Vă dorim un primul sănătate, putere de muncă și să dați toate tot ceea ce ne-a spus în seara aceasta, pentru că e momentul. Nu vreau să plecați în seara aceasta, pentru că avem în seara aceasta partea de oameni din Asentia, un lucru patriotic. Tot ceea ce s-a discutat în seara aceasta, v-am pus pe site-ul bisericii noastre, pentru că a fost extraordinară, de la sută și să ajungă la sută cu fiecare credincios. O găsiți pe site-ul bisericii. Ascultăm acest cântec patriotic, iar după aceea avem o surpriză pentru dumneavoastră. Da, cântec și vor nu m-aș duce, că trebuie să ajung afară la 5-6 minute. Bine, mulțumim. Am ajutat în jumătate de oră, bine, gata. Păi până atunci ne încălzim. Și vă ducem un bine voi. Văd acasă, dar vreau să mă opresc la o farmacie în drum, dacă se poate. Trebuie să-mi iau un tratament și eu cred că nu mă mulțumesc, dar mi-a ajuns și trebuie, mulțumesc mult, da. Mulțumesc foarte mic.
vorbească la lume, nu pot să preînțeleagă nimic. Și tu ne-am urmărit.
Thank you.
Să
Pe tot parcursul, rău cu ei,
2014. Apoi, peste câteva zile, trupul Marini a fost pus într-un vagon deschis pentru călătoria la Curtea de Argeș. În mod normal, era un timp de două ori de la București, peste Câmpia Română, până la vedere la aceștia Coarele Munților. Dar trenul a trebuit să oprească de atât de multe ori, cât au fost necesare 6 ore ca să acopere distanța. Mintea Țelan, rămânerea prins în mâini, însoțit de preoților de țară, genunchiau în mâncare ferată, ca să-și aducă o ultimă omagiu. S-a spus că atât de multe flori fusese aruncate pe sigriul din vagonul deschis, încât soldații din gărca de onoare, care stăteau în poziție de drept, riscau să fie sufocați. Pentru toată jertfa și dragostea cei noastre, cât și tuturor celor care au făcut România mare, se cuvine sus ale inimile să fim români, să fim creștini, astfel încât să ne fie și prin noi bucuria unirii cel mai. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Sfințite Părinte, Profesor, binecuvântat. Cum este Dumnezeu, cu al Său har și a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulțumim din suflet, Doamne ajută, ne vedem duminică. Dacă ești tuturor și Doamne miluiește, eu sunt acum un pensionar. Doamne, și stăpânul vieții mele este tema prelegerii din duminica viitoare. Facem o fotografie de grup. Haideți să facem cu toți o fotografie de grup. Poftiți la poza de grup și după aceea strângem scaunele. Mulțumim și doamnelor profesoare, doamne directoare, poftiți. Cea mai vie mărturie fresca la Ierusalim, în așteptământul da, omului. Poate mai puteți veni să vorbim despre Sfântul Sarafei Plaiu. Da, aveți și semnătate. Așa, da. Doamna Deitare, Părinte, ești asociat în Sfântul. Aaa, eu zic. Poftiți toți la poză. Domn profesor, vedeți și dumneavoastră. Păi și mai în spate, cei mai înalți mai în spate. Exact. Sunt Iordache. Olivian, fă-te mai multe bucuri. Mulțumim din suflet. Să ascultăm acum și un cât de patriot din când ai de plecare. A venit, a ajuns, da. Vă ajut eu la astea. Să rămâna, Doamne, până a fost tot bine. Doamne, Ne bucurăm mult. Da. Era tot așa cu vânt, nu știu cum... Ne-am intimat la toate. Puteam să vedem și eu. Deci, dacă ascultam de doamna Pecea,
mai plec la Năvădari. Oh.
Oh.
Chiul lor și frâne.